Vă spun că am această îngrijorare pe suflet. Doamna Gabriela Firea va deveni probabil parlamentar al Partidului Social Democrat, dar nu știu cum își va găsi timp să se ocupe și de meseria de parlamentar și de ce presupune aceasta, câtă vreme dânsa va avea multă treabă în instanțe. Deci, pe perioada aceasta, tot făcut pe fond nervos sau nu știu care a fost fondul problemei, domnule, a tot făcut plângere penală. Uite, a făcut și lui Câțu, citesc acum, plângere penală pentru că au venit niște inspectori de la Ministerul de Finanțe. Așa. Să facă un control la Primăria Capitalei, abuz în serviciu. Hai să simplificăm lucrurile, numai da. Bine ne spui cui nu i-a depus o plângere hai penală, doamna invers, da. Firea? Da, domnului Pantele, deocamdată n-am informații să-i fi depus o plângere momentan. Penală. Momentan nu s-a întâmplat așa ceva. Dar, între timp, uite, apar tot felul de informații, cel puțin, uite, mi-a plăcut foarte tare informația legată de salariile din Primăria Capitalei. Aici care, deosebit. Care, sigur, lumea o ducea bine acolo. Deci dacă ar fi să o luăm așa, o ducea bine, Radu, dar lucra și niște condiții se umane, și niște sporuri primeau acolo și am văzut că multă lume s-a bucurat la sporurile aia, dar lumea nu știe. Ce înseamnă să lucrezi cu doamna Firea? Sau ce? Chiar că meriți niște sporuri acolo. Alt spor de risc, nu înțeleg care ar putea să fie. Alt argument pentru sporul acela, nu știu ce ar putea să existe. Condiții vătămătoare, domnul Buzău. Condiții vătămătoare, dar cine ce vătăm acolo, nu știu exact ce ar putea să e fie vătămător. E foarte periculos acolo. Da. Să știi, mai ales să pui hârtiile de pe un birou pe altul, asta e pentru că poți să te tai în hârtie. Și toată lumea știe că tăietura de coală de hârtie este extrem de adâncă, lasă un disconfort la nivelul degetelor. E cea mai naibită. Tăietura de hârtie e cea mai... Bine, salarii aveau și alte activități. Și sporul nesimțitei, acest termen care intervine în viețile noastre recurent, la Primăria Capitalei. Cât câștigă un stenodactilograf sau un bufetier? Ce câștigă, iasă, cât câștigă un bufetier la Primăria Capitalei? Ia. Există aceste meserii acolo în desfășurare. Primăria Municipului București a publicat aceste liste. Deci, practic, e ceva cu care se laudă, înțeleg. Un muncitor necalificat era încadrat la un salariu de bază de aproape... Aproape 4.000 de lei. 4.000 de lei cu sporuri învătămătoare de 470 de aproape 500 de lei. Da. Înțeleg. Deci... Sporul de condiții vătămătoare. Portarul, paznicul, pompierul, curierul, bufetierul, îngrijitorul, maestrul, șoferul, toți, da chiar toți, domne, dar toată lumea primește în Primăria Capitalei spor de condiții vătămătoare. Salariile astea pe care le vedeți aici n-ar trebui să surprindă pe nimeni. Astea sunt niște salarii suportabile, sunt niște salarii poate chiar decente, în cazul unora dintre ei sunt niște salarii decente. Nu vreți să vă uitați la salariile din companii? Companiile aia declarate ilegale de către instanță unde nu există activitate la cele mai multe dintre ele. Înțeleg că una dintre companii a avut importantul rol de a face site-uri pentru celelalte companii. Deci ea și-a înființat câteva companii, după care a înființat o companie care să facă cât un site pentru fiecare companie. Și a angajat un consiliu de administratori, director ajuns, șef serviciu pentru o companie care până acum a făcut, doamne iartă-mă, 10 site-uri. Și n-ar trebui să existe și o companie care să producă companii? Adică eu bănuiesc că ar trebui să existe și o companie care să producă niște companii pentru doamna Firea. Ar trebui să fie o companie care să le ține companie celorlalte companii. Și aici se explică acest spor de condiții vătămătoare. Să sperăm că nu există și o companie pentru dame de companie. Să sperăm. Deși să sperăm. Am văzut totuși că... N-am văzut, n-am domne, auzit. Eu ceva sperăm. O privire am aruncat acolo, dacă e să-mi permit. Dar cert este că acest spor de condiții vătămătoare, vă spun sincer, de oriunde l-am privit, mi se pare ceva depreciativ adresa doamnei Firea și nu sunt de acord cu așa ceva. Stenodactilograf, secretar dactilograf și dactilograf simplu. Da. Cum să n-aibă, mă, spor de condiții vătămătoare? Adică în acest contact direct pe care îl are probabil cu... Păi tu crezi că dacă nu era periculos să devii stenodactilograf, se făcea, mă, toată lumea. Tu, de exemplu, de ce n-ai ales să devii stenodactilograf? Nu-mi place pericolul. Dă frică! Nu-mi place pericolul, nu-mi place să risc, Răzvan. Lașitate! Oameni care poartă lașitate. Mască, oameni lași, cum sunt eu, care poartă mască pe stradă, nu se fac nici stenodactilografi la Primăria Capitalei. Chiar dacă pot primi 500 de lei doar sporul. Doamne ferești, 500 de lei doar sporul. Și un șofer, văd că e foarte bine remunerat. Te faci două teste COVID de bani ăștia. 4.000 de lei un șofer plus acel spor care e deja cele. Pentru acolo, că acum sporul. Doamna Firea, care a făcut revoluție în trafic în 6 luni, după cum s-a jurat aici în platou la mănăstire în urmă cu 4 ani, da. Știe ce condiții vătămătoare
sunt în traficul din capitală, uite, că n-a făcut revoluție. Uite, apropo de Vătămare... N-a făcut revoluție în trafic, a făcut lovitură de stat în trafic. A venit cu o grupare, Ilfoveanu, și a preluat traficul din capitală. Acum câteva zile mă certam cu un taximetrist care mi explica cât de proști sunt bucureșteni. Dom'le, pe ce proști sunt bucureștenii în sus, cât de proști sunt bucureștenii mai în ales, jos. Mai ales în jos, da. Da, încercam să-mi fac de lucru, părând extrem de preocupat, de copaci pe lângă care treceam. Mă, și nu puteam scăpa de dialogul cu acest taximetrist extrem de guraliv. Dom'le, că bucureștenii sunt foarte proști, dom'le. L-am lăsat odată, l-am lăsat de două ori. Tu aveai, tu aveai contraargumente la această declarație. Încercam să formulez și l-am întrebat, dar de ce, domnule? Că merg cu tine cu mașina? Că asta, da, poate fi o dovadă de prostie. Că avea un tarif de ăsta un pic acidulat. Da, da, mașina era într-o stare jalnică. El vorbea mult prea mult, că dacă muream de singurătate, mă duceam la una dintre companiile alea și vorbeam cu angajații de acolo, care mulți dintre oricum n-au ce face. Și sunt bucuroși de vizitatori și de sta la povești. Și mi-explica el mie cât de prost să fie Bucureștiul ăsta să-l voteze pe Nicușor Dan când doamna Gabi a făcut cam tot ce se putea face, domnule. Adică nimic. Eu la început am crezut că mai rulează o emisiune de asta pe Național TV sau pe nu știu ce, cu un taxi fals, de ăștia, fac mișto de tine. Urmează taxi, să vadă ce reacție. La stop și să-ți apară băieții. Să-mi iasă un băiat, dar nu știu mai țin de cine făcea. Da. M-am uitat așa în coțuri, pe la o grindă, zic, hai doamne să nu mă, m-am uitat așa de unde ar filma ăștia, care-i gluma, ai? Bunea că poate pe unul, a fă oare vreo de-asta, de sărbători cu angajații postului. Zic, doamne, ce, doamne, unde bagă și asta în grilă? Păi acum, când te mănăstire în carantină, două ore, glumițe în taximetru. Și nu mă, și a început să-mi explice. Pe toate condițiile, uite cum se circulă, uite ce se întâmplă, uite cât de bine e, uite cât de așa, uite, la un moment dat, deci, dar la uite cum se circulă, mărturisesc că nu l-am mai auzit și deja mă gândeam, zic, ăsta e genul domn care acum o să sărim de pe un pod împreună. Aia e stare să zic deci, așa ceva? Aia e următoarea etapă, deci pare că e pe cale de consecință logică. Bă, și mi-o lăuda că el știe Bucureștiul bine, niciodată n-am avut parte de așa ceva. Își făcea și câte o curciță încât eu zic, termină cu prostiile astea, că mai ar și în iad după aia. Și la un dat am o revelație și zic, ești taxi de Ilfov? Da, ce legătură are? Bun, și păstrează restul, mergem mai asta, departe. Argumentul suprem al doamnei, Firea în legătură cu traficul, vi l-am tot spus, vi l-am tot rostogolit, faptul că au ridicat ăștia taxa de primă matriculare și s-au mulțit mașinile. Nu, sigur că nu poți să stabilești că nu se poate face nimic în privința traficului câtă vreme tu nu faci nimic în privința traficului. Tii, faci ceva? Mii de licențe de taxi pe Ilfov, da, în localități care au mai multe licențe decât populații și toate fac taximetrie în București și nu îi lasă pe taximetriștii de București să câștige banii pe care ar trebui, că am deschis larg porțiile pentru taximetria de Ilfov, încep să înțeleg și eu de ce ăștia nu păreau, domnule, simpatizanți. Păreau membri ai unei secte ăștia. Și mi-am dat seama, gata domnule, așa te înțeleg. Gata domnule, păi zi domnule că tu dai aici ciugulești, gata, avem, e bine avem așa. Avem niște imagini importante din zona Colentina, din zona pasajului doamna Ghica. Exclusiv, scris pe el, exclusivitate. Filmate, exclusivitate bună România. Filmate de... Corespondentul da. Nostru la fața locului. Așa și... Eu. Filmate eu de domnul Zanfir în drum spre televiziune. Așa arată acest moment al Bucureștiului. Deci ăsta este un mare proiect de infrastructură realizat de doamna Firea. Vorba bine realizat, că în momentul de față pare așa, o rampă de lansare. Dacă vrei să decolezi, ți-a lăsat așa, dintr-o parte și în alta și te poți întâlni cu o altă mașină undeva sus. Invitat în emisiunea pe care o realizăm împreună, domnul Buzoianu, Nicușor Dan ne-a spus că lucrările la acest pasaj vor fi suspendate. Poate o lună, poate două, pentru că pasajul nu se află în legalitate. Acest proiect nu e legalitate. Nu are avizele, nu are documentele necesare. Deci este făcut clandestin. Înțelegeți? Cum își mai fac unii case? Așa fără să ceară niciun aviz în regie proprie, ba, 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 așa pare și pasajul ăsta. Și doamna Firea a publicat o reacție fulgerătoare pe Facebook, acolo unde se mai exprimă și dânsa, și a spus că e o prostie. Deci acest Nicușor Dan, acest olimpic, vrea să blocheze un proiect de importanță vitală pentru capitală. Deci ăsta este scopul lui, să blocheze proiecte bune pentru București. Bucureștinii stau cu sufletul la gura, abia așteaptă. Nu cred că l-a întrebat vreun bucureștean dacă vrea să-i treacă pasajul în dreptul geamului, dar asta e o altă discuție. Și că vine acest Nicușor Dan să blocheze un proiect care se află în perfectă legalitate. Și nu întreb acum, cine-i primarul, ce vorba lui Orban, cine-i generalul, cine-i primarul general al capitalei astăzi, domnul Buzoianu? În momentul de față, doamna Firea este în funcție. Vezi șantierul ăsta?
Da. Șantierul vezi? Îi vezi pe șantieriști? Din potrivă. N-ai unde, că sunt ascunși la casele lor sau la alte proiecte. Deci, practic, se lucrează fără șantieriști. Cine a blocat acest proiect? De ce nu se lucrează pe acest proiect? Nu se lucrează probabil pentru că Nicușor Dan a spus că este ilegal și doamna Firea a vrut să... Ah, e ilegal, atunci nu mai lucrăm. Păi doamna Firea spune că nu e ilegal. Că de-aia s-a apucat de treabă. Că da, nu ar fi făcut dânsa ceva ilegal. Da. Deci eu te întreb, în momentul de față, când primar general al Capitalei Gabriela Vrânceanu Firea Pandele, de ce nu se lucrează pe acest proiect despre care ne spunea doamna Firea că vine Nicușor Dan, acest pericol olimpic, și va bloca proiectul? De ce nu se lucrează acum? Nu doar de ce nu se lucrează, dar de ce nu-i gata? Pentru că dânsa așa... A zis că va fi gata până în toamnă. Aia n-a crezut nimeni. Da, să trecem mai departe. Nu știu, așa am primit informația. Proiectul ăla până acum. Nu, de ce nu se lucrează? Imagine, sunt acum 2 ore. Deci de ce nu se lucra acum 2 ore pe acest proiect despre care ne spune doamna Firea că e în perfectă legalitate și că doar un dușman al poporului bucureștean, precum Nicușor Dan, e dispus să-l blocheze? De ce nu se lucrează astăzi? Ce au program până la prânz? Ce se întâmplă? Asta se imagine de la ora 4. Păi chiar a aruncat doamna Firea cu pantoful după televizor. Ne ferim ca George Bush. Ne ferim. Bun, doamna Firea să se ferească pentru că... Așa rămâne proiectul ăla. Așa rămâne proiectul. Ne-a lăsat cu 2 rampe de lansare frumos de tot. Și dacă așa. Vrei să decolați, se poate acolo. Se poate. Trebuie să-i găsești un alt prilej. Adică ideea nu e fluidizarea traficului, ci se poate găsi o altă... Se poate face un derdeluș cu Sania. Dacă nu ești rău intenționat, sigur te uiți. Bă, ce facem? Îl dărâmăm. Nu. Dar asta așa, că în cazul în care mai auziți vorbe pe la alte televiziuni, uitați imagine aici. Bun. Cine zărește un muncitor pe acel șantier, pare... De unde și vorba... 5.000 de minute în această... Poate domnul... 5 milioane, dar cine zărește, poate domnul Zărescu să zărească, mă gândesc. Nu știu dacă mai zărește domnul Zărescu ceva. Domnul Zărescu e anchetat? Apropo. Așteptăm, să vedem. Sau e un distins consilier local în sectorul 4? Cu atenție și îngrijorare pe domnul Zărescu să zărim ceva acolo. Dar vreau să mai zărim ceva. Ia să zărim. Și să zărim, uite, o reacție a celor de la Elcen, care sigur că deranjează, fiindcă aruncă doamna Firea cu pantofii în ei, au venit și ei cu o aruncare. Nu? Au aruncat și ei, au dat și ei cu ceva după doamna Firea. Cu un comunicat în care o fac praf pe doamna Firea. O fac praf în sensul bun al cuvântului. Toată perioada de precampanie și campanie s-a oprit intenționat apa caldă de către guvern, furnizând cu picătura prin ceturi, ca să fie ostilă față de mine populația, deși agentul termic este produs de către ceturi care aparțin de guvern. Reprezentanții Elcen o acuză pe Gabriela Firea de incapacitate de a atrage fondurile europene nerambursabile, esențiale pentru modernizarea rețelelor. Ieșirile publice fără fundament, precum și răspândirea de informații false și inducerea în eroare în mod intenționat și repetat a opiniei publice, au depășit de fiecare dată sfera competențelor reprezentantului unei instituții a cărei principală responsabilitate este grija față de cetățeni. A minți cu nonșalanță din această poziție implică interes doar pentru imaginea proprie, intenție clară de manipulare, lipsă de respect față de opinia publică și mai ales lipsă de decență profesională, transmit reprezentanții Elcen printr-un comunicat. La rândul său, Gabriela Firea ripostează. Comunicatul oficial transmis de Elcen în legătură cu întreruperile de apă caldă din timpul campaniei electorale reprezintă o dovadă clară că cei din conducerea acestei companii de stat au acționat într-o manieră politică pentru favorizarea candidatului PNL la funcția de primar general. După toată ostilitatea din timpul campaniei electorale și după această reacție eminamente politică din partea Elcen, devine evident pentru toată lumea că guvernul PNL a folosit această companie în confruntarea politică. Da, iată care este poziția Elcenului în privința apei calde. Sigur că derizoriu situație. Sigur, mai important decât apa caldă este faptul că este mersul pe jos. Am ajuns să vorbim despre apa caldă. Deci ăsta e subiectul. Adică sigur că aici e problema. Da, dar vreau să fim onești până la capăt și să recunoaștem și meritele doamnei primar general Gabriela Vrânceanu Firea Pandele în condițiile în care e drept, a descurajat profund apa caldă, însă a încurajat, dincolo de orice limită, mersul pe jos, pentru că, având în vedere traficul, mersul pe jos a cunoscut o dezvoltare. Deci nu am inventat apa florire, caldă, dar am inventat mersul pe jos. Important de menționat. Am reinventat și l-am dezvoltat și l-am perfecționat în mandatul doamnei Firea, pentru că nu prea existau alternative. Mai există rampa aia de lansare de la doamna Ghica, pe care și îți dai seama. Să ne lansăm pe rampa aceea și să lansăm niște imagini teribile cu viitorul primar al Capitalei. Primarul general ales. Să ne uităm și în față, că în spate ne-am săturat. Să ne uităm. Bun, hai să privim și în perspectivă. Nicușor, privim perspectivă cu niște imagini din 2012. Haideți să-l vedeți pe primarul general ales, al doilea cel mai votat român,
pe vremea când era un simplu protestatar băgat în dubă de jandarmeria română. Este un lider al dânsului, de veșnic, dar nedeclarat. Puteți să mă legitimați aici? În primul rând, puteți să vă legitimați dumneavoastră? Nu. Dar părăsiți-o, atenție, am părăsit-o. Eu, în primul rând, eu vă dau buletinul meu. Eu vă dau buletinul meu. Nu avem timp necesar. Nu avem timp necesar. Vă rugăm, stai. Aș rezuma acest moment să băgăm cultura în dubă. Cam așa mi s-a părut acolo. Bagă Olimpiada în dubă. Olimpiada în dubă. Ce s-a întâmplat acolo? Despre ce era vorba? Era vorba despre Hala Matache, un monument istoric pe care Sorin Oprescu și-a pus în gând să-l radă de pe fața pământului. Aceste înregistrări au fost realizate în 2012, când Nicușor Dan, la acea dată, fără nicio calitate oficială ulterior, a devenit deputat și primar general al capitalei. Era președintele asociației sale. Da, nu era foarte ceva oficial, era un ONG. Da. Îl vedem aici cum a rugat un jandarm să-i legitimeze. Jandarmul, că da, e jandarm, a refuzat. Nicușor Dan n-a refuzat, dar a fost săltat de jandarm și aruncat în dubă. Eu mă bucur că au ales București. Spre exemplu, taximetristul ăla cu număr de Ilfov, care face bani în capitală de înjură pe bucureșteni. Eu mă bucur că Nicușor Dan a fost ales primar general al capitalei. Din foarte multe motive. Unul dintre ele e că sunt convins că în cazul unor proteste, că vor exista proteste cât timp va exista democrație, știm că edilul șef al capitalei, singurul primar care are rang de demnitar, a fost, la un moment dat, victima, fără să fie foarte grav abuzat, dar e o victimă aici, că e un abuz al jandarmeriei, a fost totuși victima jandarmeriei. Și că poate empatiza cu protestatarii. Pe doamna Firea, pe care n-au deranjat-o cu nimic niciodată, nici polițiștii locali, nici polițiștii adevărați, nici jandarmii, ci dimpotrivă au acționat mai degrabă la cheremul domniei sale, nu putem simți alături de protestatarul român. Nepării cu șordan de care au tras jandarmii ăștia pentru că încerca să protejeze un monument istoric, pe care l-a demolat oricum Oprescu după un an, îl putem simți că rezonează. Sunt convins că nu va încuraja nici poliția locală să facă abuzuri, nici poliția națională, nici jandarmeria atunci când va avea ocazia. Un scurt amendament. Sper neapărat, să nu mă dezamăgească. Nu neapărat care să te contrazică, Răzvan, dar nu cred că este ceva să mă contrazică. Chiar atât de desensibilizată la problema protestatarilor. Pentru că doamna Firea, eu cred că e destul de apropiată de videocatista protestatar, de cealaltă protestatare, că sunt vreo două, trei, denumite în mod simbolic, de Nicușor Dan. N-au fost niciodată deranjate de jandarmerie. Titlul de, mă rog, nu vreau să mă repet. Doar protestatarii anti-PSD au fost deranjați de jandarmerie. Și vreau să spun că nu e atât de nesensibilizată la problema protestatarului român. Depinde ce protestatar. Dar, apropo de protest. Păi bă, erau protestatari partizane jandarmeriei, că dacă ți-amintești bine, atât doamnele pe care le-ai menționat tu, cât și multe altele, cu una chiar am vorbit în direct, făcut acest riscat, trebuia să luăm sport de condiții vătămătoare, da. Așa, au organizat un meeting de susținere a jandarmeriei. Da? Deci au organizat un meeting în favoarea jandarmeriei. Ulterior, date din 10 august. Da. În speța 10 august. Asta vreau să spun. Ei s-au poziționat de partea jandarmului. De partea jandarmului. Foarte bine. Bun. A făcut foarte bine agazat. Dar acum hai să ne poziționăm și noi de partea evenimentelor, în sensul în care avem primari noi în diferite locuri. Am vorbit despre primarul USR din Brașov, care a câștigat o primărie importantă. I-a luat primăria domnului Scripcaru. I-a luat de la gură primăria și domnului Scripcaru. O altă primărie importantă câștigată de USR, cea din Alba Iulia. Foarte importantă primărie, un oraș sigur ca și Brașovul, căruia îi mergea bine, totuși așa, din ce informații avem noi de aici de departe. Acum au decis cei din Alba Iulia ce au decis. Acum, domnul primar din Alba Iulia, noul primar ales, uite, domnul de la USR, pe care aș
am putea să-l dăm, pentru că și chipul este semnificativ, vine cu următoarea decizie. Zice așa, primarul USR din Alba Iulia este dispus la o alianță cu PSD-ul și vine și cu un argument. Nu spune aiurea că ar face o alianță la Alba Iulia cu Partidul Social Democrat, primarul USR-ului. Nu, vine și cu un argument în favoarea spuselor sale, dacă cetățenii o cer. Eu aș zice mai degrabă, dacă cetățenii și-o cer. Dacă ar fi să punem într-un context declarația domnului primar. Domnul Gabriel Pleșa va face o consultare cetățenească, da, să descopere dacă e firesc ca USR Plus să se alieze cu PSD. Că dânsul nu știe exact. Lui nu e foarte clar. Măi, noi suntem mai degrabă pro-PSD sau anti-PSD? Care este... Care credeți voi că este opinia poporului român? Suntem în favoarea comunei. De ce nu facem mai departe? Ar trebui să meargă mai departe, domnul primar? Suntem în favoarea comunismului sau în favoarea democrației? Trebuie văzut. Exact. Noi suntem cu Liviu Dragnea sau împotriva domnului Liviu Dragnea? Păi poți să știi dacă nu ai pus întrebarea? Omul merge pe întrebare. Întrebarea mea pentru Gabriel Pleșa, pe care sper să-l și sunăm în direct și să-i și răspundă. Mi-ar plăcea mie. Așa. Sunăm în timpul acesta. Când a strâns semnături? Dacă a strâns semnături? Că poate n-a strâns semnături în campania fără penal. A întrebat înainte cetățenii, vă doriți penal în funcții publice sau nu vă doriți penal în funcții publice? Că nu te apuci tu așa să faci o campanie dacă nu știi ce vrea cetățeanul. Și mai mult decât atât, trebuie întrebați cetățenii dacă își doresc un primar competent sau își doresc un primar corupt, că poate dânsul a venit cu gânduri de competență, de profesionalism, da? Alba Iulieni. Da. Alba Iulienii vor un infractor corupt care să-i nu, conducă. Multe, Răzvan, de ce nu întreabă? Sunt multe întrebări și vreau să-i le punem direct domnului primar. Sperăm Gabriel că Pleșa de la USR Plus. Îl vom prinde și pe telefon acum, să-l și cunoaște cu această să ocazie. Să spună Alba Iulienii dacă vor să ne răspundă la telefon primarul general sau dacă nu vor să ne răspundă la primarul general, primarul din Alba Iulienii. Dar vezi tu, Răzvan, ce-mi place mie genul acesta de primar. Hai să sperăm că ne va răspunde. Îmi place genul acesta de primar, care și domnul Gabriel, nu e populism, nu e ca nenorociții ei alții de la PSD, de la PNL, de la alte partide. El întreabă direct. Care sunt dezinteresați de cetățean? Bună seara, domnule primar. Alo, bună seara. Domnul primar, bună seara. Ne auzim? De răspuns a răspuns. Vedeți că ne-au spus Alba Iulieni. Vor ca domnul Gabriel Pleșa să răspundă și să vorbească în direct în această emisiune obraznică, e drept, știu, mi s-a mai spus, dar care va insista să vă sune, care nu vă va amenința cu linșajul, că nu mai văd, nu mai bogătește fost... bugetul de stat, că da, așa. Sunăm din nou la domnul primar. Până răspunde. Să-i dăm dreptul la replică, seara. Să ne explice și nouă, domnul primar. Ne obligă normele CNA. Cum s-a gândit dânsul să facă această alianță, că ar putea să își dorească cetățeanul din Alba Iulia așa ceva? Poate deși până acum era o primărie PNL acolo, care a mers foarte bine. A răspuns. A tăcut un pic ascult, dar cine-i pe fir? O, nenorocițe, așa. Da. Și după aia închis. Și acum, ia uite, nu mai răspunde. Acum, uite, nu am telefonul la mine. Parcă și văd. Nu știu unde e telefonul, dar eu văd telefonul. Unde e telefonul la fine la mai bine? Tot la ucă sună. De la ucă sună. Pe ecran, domnului Gabriel Pleșa. Păi că poate se... nu-și dă seama că despre dânsul vorba așa. La se aude, cheamă pe cineva. Măi, voi mi-ați văzut telefonul? Unde-i, doamne? Domnul Pleșa, vedeți că e în fața noastră. Unde? Deci, erați într-o întâlnire extrem de importantă. Nu știam unde să închid, de-aia de căutat telefonul. Erați într-o întâlnire foarte... Ați răspuns, ați... Mă, ce e asta cu domnul primar? Cine mai zice? Asta e o capcană. Cine zice mie domnul mai primar? Mai că nu știe nici dracu cum e domnul primar. A închis și după aia n-a mai răspuns și după aia într-un final a respins. Stați, domnule, că am treabă, zita mai primar. Nu stau să vorbesc acum la televizor, domnul că am altă treabă. Domnul Preșa, n-ați da. Ce faceți dumneavoastră acum? Că tu, dumneavoastră, în momentul de față, n-aveți niciun fel de activitate. La 19 și 23 de minute, că nu dormiți la ora. Poate să fie, se ce gândește, treabă, poate? Cum ce treabă? Se gândește la locuitorii... Păi au stabilit Alba Iulienii că are vreo treabă de făcut momentan? Se gândește la ei acum. Lasă-l în pace, păi nu-l mai deranjează. Păi n-are voie să se gândească, vrea să influențeze telepatic? Băi, eu ți-am spus, nu telepatic, eu ți-am spus, Răzvan, de atâta ori. Mă, nu-l sunăm pe om, că omul stă preocupat de cetățeanul din Alba Iulia acum. Se gândește, oare ce-o vrea de la mine cetățeanul din Alba Iulia? Vă rog frumos, să-l mai sunăm o dată pe domnul Gabriel Pleșa. E, asta chiar nu e în regulă. Asta nu trebuie, mi se pare. Pentru că prima dată a răspuns, au neauzit și mă gândesc că poate domnia sa nu avea semnal acolo. A doua oară poate a respins în greșeală încercând să răspundă. Și haide să vedem a treia oară. Că vreau să-i ofer șansa de a interveni în direct. Poate în chestiune de maximă importanță. Măi, e cetatea.
Alba Iulia, domne. Acolo de acolo vine unirea, Răzvan, hai să ne unim și noi cu domnul telefonic. Telefonic să ne unim cu domnul primar. Regii României, Radu. Nu se poate. Ferdinand a călcat Ferdinand acolo. Întregitorul. Păi dacă era, nu, nici nu. Alo. Alo. Hai să vezi. Sun, dar parcă sună altfel acum. Și sună... Ferdinand răspundea mai ușor, domnul Pleșa. Dă-mi de domnul Ferdinand mai ușor decât dă-mi de dumneavoastră. De domnul Ferdinand. De măria asta. Haideți să vă citesc totuși postarea acestui domn. Trebuie să citim și postarea, că e păcat. Deci fiți atent, deci câștigă acest om alegerile din partea USR Plus. Da. Și se gândește, mă, dacă aș face eu o alianță cu PSD-ul... Închide-i telefonul ca să... Nici mai vreau să... Și dacă sună înapoi, lasă-l un pic pe fir și după aia închide-i telefonul. Da. Domnul Pleșa, cu noi nu mai aveți ce vorbiți. Ca să știți, o să facem un referendum pe pagina de Facebook a emisiunii și rugăm toți telespectatorii să ne scrie pe aia. Dar credeți că mai avem ce discuta cu acest, cu numitul Pleșa Gabriel, actualmente primar ales al municipiului Alba Iulia, din partea alianței politice USR Plus, care dorește alianță cu Partidul Social Democrat, descendent al Partidului Comunist Român, vreți să vă zic, de la FSN, FDSN, încoace, până ce s-a trecut și dânsul crede că poate ar fi o idee bună să ne aliem cu oamenii ăștia. Aici greșești, Răzvan, trebuie să vin eu în favoarea domnului primar, să spun așa. Primar ales, că încă nu s-a jurat. Lui nu-i place chestia asta. Deci el nu suportă chestia. Dar dacă asta își dorește locuitorul din Alba Iulia, ce nu facem? De dragul Alba Iulianului. De dragul locuitorului din Alba Iulia. Vreau să mă citesc postarea lui, ca să vedeți cum a aruncat el. Domnule, cu cine vrei facem? Las și eu asta aici. Dacă voi vreți cu PSD, eu fac cu PSD, nu vreți cu PSD, nu face cu PSD, nu se supără, nu-i cu supărare. Da. Îmi spuneți direct pe mine, eu fac și cu aia și cu aia și cu aia. Am curajul să întreb Alba Iulieni. Mă lăsați și pe mine să fac combinație cu PSD-ul. Am curajul să întreb Alba Iulieni. Cu cine vreți să facă echipă primarul vostru? Alba Iulieni și-au recâștigat orașul. Orice decizie care privește administrarea orașului trebuie luată împreună cu Alba Iulieni. De-aia vă plătesc cu oamenii ăștia regește pentru 4 ani ca să-i deranja, să nu spun altfel, cu fiecare treabă a dumneavoastră. Am înțeles. Păi dați-le și de-un salariu dacă tot îi deranjați pentru orice. De aceea, Alianța USR Plus lansează în premieră în România... E și ceva emoțional, Răzvan, acum când spui. Deci, avem de face cu un premier. Nenea asta nu-i trasist? Nu venea de la alt partid? Așa ar fi normal să fie, și trasist. Așa te uiți la el așa și zici, oh, USR Plus, clar. E devenit de undeva, de pe la PNL, da, de undeva. Da. Am înțeles, că aia e care sens. De aceea, Alianța USR Plus lansează în premieră în România prima consultare cetățenească. Iar aceasta va sta la baza deciziei privind formarea majorității politice în Consiliul Local Alba Iulia. Am primit încrederea și votul Alba Iulienilor, însă nu avem majoritatea în Consiliul Local. Consiliul Local aprobă proiectele importante pentru Alba Iulia, pentru ca o hotărâre să fie adoptată. Trebuie să primească aia de brecă, știm și noi mai bine ca matale ce și cum. De zile, ce vrea? Bun. Nu trebuie nimic. N-am mai întrebat până la urmă. Păi și care e întrebarea? A rămas așa în aer. Un primar fără susținerea unei majorități va fi aproape în imposibilitate de a-și pune practic. Deci, practic, invocă necesitatea majorității și a zis, domnule, dacă e nevoie... A, gata, la final, era în căutarea timpului pierdut, mai erau 3 volume și am ajuns la final. Da. Cu cine vreți să facă echipă primarul vostru? Cu cine vreți să facă echipă primarul vostru? Am câștigat împreună, decidem împreună. Sper că nu și furați împreună. Că n-aveți cum să băgați. Îmi pare rău că gândești așa în legătură cu domnul primar. Știi cum eu nu prea, mie nu-mi plac traseiștii, dânsul, da? Dar și împărțiți salariul împreună? Când luați salariul dumneavoastră de primar al municipiului Alba Iulia, un loc istoric și spiritual pentru patrioți, așa, plin de spiritualitate, îi chemați pe Alba Iulieni? Uitați, domnule, dați din salariu sau le trimiteți pe cart? Păi cum asta, mă, nene? Tu ai de condus un oraș și ți-asumi responsabilitatea cu ceilalți și deranjezi pe oameni. Deci ce ziceți, mă, să iau coșurile astea de gunoi, să nu iau? Vor să-mi dea 10%. Voi ce ziceți? Să pun mâna pe bani? Sau să nu pun mâna pe bani? Uite, o să punem noi mâna pe niște informații despre domnul Gabriel Pleșa. Zic cei de la Alba24. Ia uiți ce zice Alba24. Cine este Gabriel Pleșa? Dar cine este oare acest Gabriel Pleșa? Noul primar din Alba Iulia. De la o trupă de umor și afaceri cu telefoane la politică și administrație este titlul. Nici mai trebuie mai mult de atâta. Mi se pare comic și acum. Da, mi se pare că a rămas în zona de umor. Chiar mi s-a părut în zona de umor. Adică tu dar este involuntar. Bă, tu în 2020 să răspunzi la telefon, să nu vorbești și apoi să închizi și apoi să nu mai răspunzi. Asta se făceau în anii 80, domnule Pleșa. Deci nu se poate, practic.
politică în secolul ăsta. Nu, poate domnul Florin Iordache, dacă l-am sunat, i s-ar părea domnul Florin Iordache o șmecherie utilă. Domnule, ia să răspund și las bă, așa. Dar ai așa. Un pic de bun simț, da. Mă faci, doamne, iartă-mă, cu un pic de... Iei telefonul, îl pui aici, faci... Vă pare rău, nu se aude, n-avem semnal. Te chinui un pic, faci un ceva, domnule, cu o poleală, cu așa... Așa timp... bătrânește! Da, în timpul a revoluției... Stat așa, n-are... Și-a ținut și respirat, că a zis că nu-i netânsă, dacă se... Așa... Erau de la televiziune. Judecător, bănuiesc că de la judecată, nu? De la judecată, om cu judecată, nu? Ar putea să fie și asta un prilej de a zice, domnule, judecătorul trebuie să aibă judecată. Ce trebuie să aibă în primul rând judecător? Trebuie să aibă judecată. Judecată adică gândire. Și cu judecata asta o doamnă judecător, doamna judecătoare Carmen Elena Chirilă de la Tribunalul Neamț, cum era dânsa așa la Tribunalul Neamț, văzând oameni cu mască, văzând această situație în care trebuie să se poartă această nenorocită de mască, a avut o izbucnire pur și simplu și a judecat masca. A judecat masca și... A și condamnat-o. A condamnat... A condamnat masca, domnule. Domnule judecător din Neamț... Haideți să vă arăt o judecătoare. Da. Poate n-ați mai văzut modelul acesta. Vrei să o demascăm pe doamna judecătoare? Sunt singură s-a demascat. Dânsa așa arată un judecător care a judecat greșit această epidemie și care a condamnat pe nedrept o mască. Spune doamna... Cum o cheamă, mă, că am reținut doamna... Tudor Chirilă și sunt convins că nu ăsta e numele. Carmen Elena Chirilă. Carmen Elena Chirilă. Iată, 50% ghicisem. Susține că masca este în fapt o bodniță, dar nu ne-am dat seama de ce crede doamna judecător Chirilă că i-ar recomanda cineva să poarte bodniță dacă dânsa nu latră. Da. Convins fiind că nu latră. Deci dacă că nu poți să treci prin Institutul Național de Magistratură lătrând. Nu, n-ai cum. Deci dânsa probabil vorbește ca noi tot. N-am ascultat-o și nu-mi place să fac speculații. Motiv pentru care n-are de ce să-și imagineze că i-ar sugera cineva să poarte bodniță. Deci masca e mască, bodnița e bodniță. Câinele de pază al societății. Judecătorul nu e câinele de pază al societății. Aia era presa. Dar eu înțeleg ce vrei să spui. Nu înțeleg în schimb ce vrea să spună doamna judecător Tudor Chirilă. Păi hai că să-ți explic eu. Haideți să vă pun în context. Doamna judecător a venit și a condamnat, așa cum am spus mai devreme, masca sub următorul argument. Condamna masca la eternă rușine. În primul rând a spus că are aspect de bodniță, ceea ce deci aspectual... Așa, ce bodniță a văzut ea la viața ei așa arată. Aspectual nu e ceva... Dar poate era o... Poate erau cățeluș chirurg, doamnă, și ați confundat dumneavoastră. Da, după care a venit și a spus că masca... Purtarea măștii este un act medical. Și atunci știut fiind faptul că actul medical nu poate fi obligatoriu. Deci a venit pe această turnură a problemei. Păi eu nu pot să fiu obligat la un act medical. Deci masca e un act medical. E un act medical. Da, e un act medical, așa a zis doamna, că dacă porți mască, practici un act medical. Și atunci ne vom gândi, păi putem doamne, să înfăptuim noi un act medical. Hai să înfăptuim o minune și să sperăm că dânsa nu judecă spețe de-astea de penal. Purtarea măștii fiind un act medical nu poate fi impus fără consimțământul expres al persoanelor. Citat din doamna judecător de la Tribunalul Neamț. De la Neamț. De acolo. Stau și mă gândesc cum, doamne, iartă-mă, în ce circumstanțe nefavorabile, în ce complex de înjurări am putea ajunge să fim judecați acolo. Doamne ferește, apără și păzește. Tu dai seama că nu ieșim de doamna din așa ceva, nu ieșim, Răzvan. Mergem frumos. Îmi pun o mască pe față și încep să latru. Nu, Răzvane, te zici, dai seama că acum toți... Auzi, dacă purtatul măștii e un act medical, dacă îmi pun mască pot să o diagnostichez? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, eu vă spun că și cei care sunt judecați acolo, văzând această informație dată de doamnă, nu mai poartă nimeni mască. Niciunul dintre cei care merg acolo sub judecătoria doamnei, judecata doamnei Chirilă, domnule, nu o să vezi pe nimeni cu mască, pentru că e clară treaba că dânsa e împotrivă. Cum se ajunge aici, mă? Cum se ajunge aici? Are aspect de boliță și prezintă risc asupra sănătății, pentru că sunt studii științifice, medicale, care evidențiază riscul major asupra sănătății, zice doamna judecător. Ia uite-te, mă, are cercei? Nu pare a avea cercei, Răzvan. Nu are cercei. Știi de ce nu are cercei? Intuiesc. Pentru au că... aspect de chip pe care îl pui câinilor fără stăpân. Da. Are lănțic la gât? Dimpotrivă. Știi pare. De ce? Pentru că are aspect de zgardă cu care îți legi câinele. Dar ochelarii aceia, Răzvan, nu au aspect de ochelari de cal?
eu te întreb, ar putea fi judecați așa și ochelarii. Nu sunt de acord cu lucrurile, dar eu vin și spun, dacă mergem pe turnura asta, mergem în absurd până nu mai știm să ne întoarcem de acolo. Dar de ce ai face tu așa, tu cu judecător? Da. Și că mie îmi plac judecători, îmi plac magistrații în general, unii dintre ei. Îmi pare rău sau de asta, da. Dar mă rog, uite, de exemplu, procurorul care a instrumentat dosarul 10 august. Îți place. Cât de ipocrit să fiu să spun că place. Da. Plac alții, mulți. Bun. Doamna judecător, o viață plină de privilegii. Ce să o dăm pe după dut? Salariu bun, inamovibilitate, cum ar spune sociologul Ciprian Necula, șmecherie bazată pe bogăție și pe funcție, ca să rimeze. Și apare în spațiu public, într-o societate care are un respect față de magistrat și își imaginează magistratura o sferă de asta înaltă. Băi, e magistrat. Pleacă, Doamne, iartă-mă de aici. Și vii tu, Dita, mai magistrat, cobori așa printre muritori, da, și arunci mărgica asta. Deci, masca are aspect botniță. În regulă. Și nu cum se numește vasul ăla în care mănâncă animale, câinii, de exemplu, așa în care... Da, nu te cânsă. N-are aspect de farfurie de ciorbă? Să nu mai mâncăm nici din farfurie de ciorbă pentru... Da, acum stau și că dacă dânsa, da, pentru dânsa are aspect. Sigur, de regulă, botnițele nu sunt din acest material. Multe sunt din metal, au o formă alungită. Adică ce încerc eu să spun aici? Mă cer cu un judecător, încerc să-i demonstrez că nici măcar nu are aspect de botniță. Nu, nu asta e, nu asta e care. Am citat, că trebuie să explicăm, am citat de pe clujjust.ro ca să... Păi de unde să cităm? Ca să nu doar citam de pe clujjust.ro. Am venit noi cu această informație. Deci există și astfel de judecători, de-aia vă spun, mai bine să n-aveți nevoie. Da, să n-ajungeți la judecata... Pare judecata de apoi, aici. Dar nu, dar într-un moment în care... Nu poate fi ceva... Hai să o luăm și pe partea altă, pe partea juridică, știi? Nu suntem absolvenți de drept, dar un pic de... Da. Un pic de asta, de științe juridice, am făcut și noi pe facultate. Păi, nene, nu este zădărnicirea combaterii bolilor să promovezi un mesaj împotriva recomandărilor oficiale ale medicilor și autorităților? Asta trebuie să stabilească un judecător, Răzvan. Păi, depinde ce judecător. Nu poate CSM acum să spună, domniță. Da. Domnița... Poate, nu poate, nu știu. Domnița Ralu, domnița Chirilă. Doamna Chica, doamnă, noi acum avem o problemă. Ia uitați cât de bolnăviori suntem. Ia uitați, s-au închis restaurantele. Iar au oamenii ăștia probleme din Horeca. Spun oamenii, purtați mască ca să nu mai fim obligați să luăm alte măsuri. Și vine un judecător. Să știți că mie mi se pare că are aspect de bolniță. Bă, doamnă, pare totuși, nu, pare totuși ultima problemă. Se pare că n-aveți aspectul de judecător. Și nu mă refer la înfățișare, mă refer la exprimare. Aici, dacă am fi avut CSM, ar fi trebuit să aibă un punct de vedere și să ne zică. Ne cere scuze, vorbim noi cu ea. Poți să ai un judecător, mă, care transmite mesaje de acest gen, care te prostește că purtatul măștii e un act medical și care spune că ți-ai pus mască pe față? Dar doctori care au acest gen de discurs, hai, mă, putem să avem? Doi doctori toți. Doi doctori, doi. Păi, așa nu sunt mulți judecători. Doar doamnă, dar eu te întreb pe tine, doctori care vin cu acest gen de mesaje în regulă să avem? Cine, mă, asta răstoie și ălălalt? Și ălălalt. Și un pic Monica Popca încerca să... Dar ălălaltul, de exemplu, care e în funcție în momentul de față și care se ocupă de pacienți, nu? Vezi că asta răstoie promova imunitatea de turmă. Da. Așa că mai lasă-mă și cu unii medici. Care, că domnul Astrăstoia, cred că e medic legist, dacă nu mă înșel. Îmi pare rău sau de asta, da. Păi, ce, e foarte bine să fii medic legist, doar că știu că mai ai mai mult cu morții. Cu morții, vii cu vii și rămânem în zona acestor meserii care sigur că impun ceva respect, de exemplu poliția, nu? Șef de poliție acuzat de abuz în serviciu. O profesoară de matematică, mergem în zona aceasta didactică. Olimpică sau nu, că nu mai, de la Nicușor încoace, nu, dacă nu ești olimpic internațional. Așa, Răzvan ar fi răspunsul. O profesoară de matematică din Timișoara, care a dorit să-i fie protejată identitatea, îi aduce acuzații grave fostului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, Nicolae Boia, în prezent șef al Serviciului Arme. Și care e acuzația? Că aici e interesant, devine interesantă acuzația. Ce spune, domnule? Hai să vedem care e acuzația. Hai să vedem pe larg. Nicolae Boia, șef la Serviciul de Arme și Explozibili în Timiș, este acuzat de o profesoară de 32 de ani cu care ar avea o relație extraconjugală de 5 ani, de hărțuire și spionaj.
Disperată, tânăra crede că i-a fost interceptat telefonul și i-a fost spart sistemul de supraveghere video. De multe ori îmi afla locația unde sunt, asta numai cu ajutorul unor programe care le folosesc anumite structuri. Cred că folosea și camerele de vedere de acasă, adică mi le accesa sub o formă sau altă. Vedea tot ce se întâmplă în telefon, știa tot ce se întâmplă. Ba chiar mai mult, profesoara de matematică susține că fostul amant ar fi apelat și la colegii de breaslă pentru a o intimida. Îi trimitea să mă oprească în trafic, a trimis un echipaj de poliție la locul meu de muncă. Ei au stat, deci echipajul de poliție a stat aproximativ o oră până să ajung eu la lucru. M-au oprit, mi-au luat actele, motivul pentru care mă țin au spus că e ceva în regulă cu asigurarea. La un moment dat, unul din agenți a făcut câțiva pași, aproximativ 100 de metri, până la un Logan alb. S-a urcat în spatele, pe bancheta din spate, în Loganul respectiv, după care s-a întors. Femeia susține că ar fi vrut să pună capăt relației de mai mult timp, însă polițistul nici nu a vrut să audă de așa ceva. Ba chiar mai rău, îi trimitea femeii tot felul de mesaje amenințătoare. Tu vei fi paria societății, cadru didactic urât de colegi, pus la colț de prieteni. Depinde totuși de tine. Nu uita, orele se scurg. Tic-tac. Mă întreb ce va zice iubitul tău când va vedea filmulețe și poze cu tine. Nu prea decente. Deliciul va fi când apari în videochat. Polițistul respinge toate acuzațiile și vine cu o altă variantă. El vorbește despre un dosar penal în care amanta ar fi implicată și pe care el l-ar fi înaintat parchetului. Toate sunt aberații, calomnii și o să fac denunț calomnios. Dar faptul cu care s-a folosit tehnici și din aparatul IPJ pentru a produce probe de genul ăsta, nu există, sunt falsuri. Ea își motivează efectiv acțiunile ei și le motivează pentru a scăpa sau să găsească un alibi în altă parte. Și e vorba de mult mai mult decât infracțiuni de grupare de crimă organizată, infracțională. Eu mi-am făcut doar treaba de om al legii, da? M-am sesizat cu privire la niște acte de corupție. Femeia nu se lasă însă intimidată, așa că și-a angajat un avocat pentru a-și face dreptate. Eu sper că autoritățile statului să declanșeze cât mai curând cercetări cu privire la toate aceste acțiuni care se circunscriu penalului, inclusiv interceptările de date și transmisii ale victimei. Astăzi am sesizat Direcția Națională Anticorupție, fiind vorba de un polițist, de un ofițer superior. Am cerut și măsuri de protecție potrivit codului de procedură pentru persoana vătămată. I-a amenințat soțul, îi pune în pericol siguranța copiilor, a vizitat unul dintre copii la școală. Da, de unde o apucăm? Hai să o apucăm cu această chestiune. Sigur că în favoarea sa, doamna profesoară de matematică, asta e nivelul la care discutăm, vine cu acele mesaje pe care le-ați auzit mai devreme și care au fost prezentate, adică ele sunt reale. Tu vei fi paria societății, cadru didactic urât de colegi, pus la cost de prieteni, depinde totuși de tine. Nu uita, orele se scurg, mă întreb de ce va zice iubitul tău titrat. Mă rog. Versuri, da. Un proto-hip-hop românesc, început de anii 90, cu un pic de R&B. Și acum pe refren intră aia și cântă mai languros. Așa părea din ce mai... Poți mai citești aia? Nu uita, vei fi urât de colegi. Nu uita, cadru didactic urât de colegi, pus la colț, depinde totuși de tine. Nu uita, orele se scurg, mă întreb ce va zice iubitul tău, titrat, când va vedea filmulețele și pozele cu tine. Adică are un soi de muzicalitate menită să o convingă că face un lucru. Se poate bună ca piesă muzicală. Păi eu spun că de asta va ieși. Haide să-i împăcăm și să scoate un single. Asta va ieși din această chestiune. Eu te întreb, Răzvan, e normal ca doamna profesoară de matematică să întrerupă relația cu polițistul fără să-i ceară acordul organului? Acordul scris. Organului. Organului. Păi, organul de poliție. Nu? Adică eu te întreb, e un lucru normal? Așa poate nu l-a recunoscut în civil. Întrerupem relațiile astea așa, oricând vrem noi, putem să plecăm cu mașina când ni se năzare nouă dacă suntem opriți de poliție? Eu vă întreb, așa este o chestie... Corect, dacă polițistul zice să aștept puțin. Polițistul zice, așteaptă un pic aici și stai acolo. Că altfel vine cu girofarul după tine. Și stai și o oră. Uite, eu am stat o oră aici la rondul, v-am mai povestit, de la rondul de la universitate. Poate era local. Că am schimbat un pic banda în cadrul rondului și a zis că nu e în regulă, că am schimbat, deși nu știu ce nu e în regulă. Și a zis și doamna profesor. A schimbat și eu un pic aici da. Polițistul în cadrul... Dacă se poate, am schimbat și eu o relație, da. Nu e în regulă, da. Deci iată, polițistul vine și spune, nu, eu de fapt fac o anchetă acum cu doamna și am trimis acum... O anchetă, lucram sub acoperire relația asta. Credeți că mie mi-a convenit că a trebuit să dau mesajele astea ridicole, pur și simplu? Era misiune sub acoperire de lungă durată, mă infiltrase, mă identificase.
lăsăm cu personaj. E grea, domne, și munca asta de poliție, că vă dați seama, tot în interesul cetățeanului a făcut ce-a făcut. Acum poliția umblă în civil, am și dat informația asta la începutul emisiunii, umblă în civil să depisteze. De fapt, miza care era? Hai să spunem, Răzvan. Miza era ca domnul polițist să vadă dacă dânsa poartă sau nu mască în această pandemie. Asta era miza până la urmă. De-aia a început această relație, de-aia a dat acele mesaje, de-aia o urmărea, mă, poartă femeia asta sau nu poartă mască de protecție împotriva noului tip de coronavirus? Că dacă poartă, de ce poartă? Că ăsta e un act medical, ne spune o doamnă judecător, neamț. Vă dați seama acum, n-am ratat nici o categorie socioprofesională în această emisiune. Asta este, îl salutăm pe primarul din Alba Iulia, îi mulțumim că este un telespectator fidel al emisiunii, altfel vă dați seama că ar fi răspuns la salut, n-ar fi închis speriat, ca și cum, nu știu dacă ați văzut vreodată un iepure, dacă i-a prins farurile așa în ochi noaptea, no. La fel în se potignește. Trebuie să intrăm pe pagina domnului primar să vedem dacă nu a aruncat și întrebarea. Își doresc cei din Alba Iulia să răspundă la telefon celor... Adică, tot trece. Spuneți-i până mâine dacă vreți să răspundă și să intre în direct la Bună România ca să ne lămurim cu cărui useristă îi trece până cap să facă alianță cu PSD. Nu ne trece până cap să revenim mâine la ora 18 aici. Ne scrieți pe Facebook dacă vreți, dacă nu vreți. Nu mai luăm decât decizii împreună. Aneta Sângiorzean, știrile B1. Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune.